Hei, salut la toți, dragi prieteni! Vreau să vă spun o temă foarte importantă. I'm gonna let you... Este vorba despre jucării. Cât eram mic, eram nebunit după jucării. Am și eu jucării, dar nu e mea, e lui mama. Da, e lui mama, e o cadonată cineva. Ce-i asta? Nu, te prins cu asta. Te prins cu pompu. Jucăriile copiilor modern sunt calculatoarele, iPad-urile și iPhone-ile sau alte gadgeturi foarte performante. Copiii se joacă în jocuri video pe dânsele, filmează și așa mai departe. Aceasta este distracția copiilor în ziua de astăzi. Însă cine ne-a spus că asta nu e distracția adolescenților? Sunt multe companii de jocuri care fac niște jocuri cu grafic foarte ultramoderne. Se mai numește Advanced Graphic. Aceste companii sunt EA Game, Rockstar Games, sau cum ar fi una dintre cele mai populare, Ubisoft, și desigur Steam, care aparține companiei Valve. E așa ne spare că aparține companiei Valve. Da, treaba între aceea că copiilor nu le mai trebuie jucăriile este din plastic, din pustă, deci mai sunte. În Uniunea Sovietică erau așa niște jucării foarte bune, ele se păstrează până acum. Ele erau fabricate din metal. Bunelul meu până mâine are o jucărie de asta, care se numește Жигули. Dar nu e un Жигули de asta mare, e o mașinică de jucărie, e așa mic. E super, e super că atunci era așa calitate. Însă acum de nu mai este, din păcate. Ce să vă spun, ați fost cu Remi. Oi, de-am învățit eu de atâtea vloguri. Însă cum eu să nu fac vloguri? Lăsați un share, like și subscribe pentru a mă încuraja și a face mai multe vloguri. Pa, la revedere, ciao, aloha, hasta la vista, la revedere.